dați dacă puteți. Dați acum, depășiți-l, că e liber. Aveți grijă că vine o octav ăsta, o Fabia mai veche. Ca fix Adrian care n-are stații. Andrei, tu ești în spatele dubei? Da. Păi depășește-o că e liber, dă-i, acum, că mai vine cineva, dar mai ai timp un pic. E așa că Andrei e în spate și are stație și Adi e între, ca să vadă și Adi ce facem. Da, e dificil să ai pretenția să nu fie nimeni, știi? Totuși mai sunt și alții care și-au zile libere cum avem și noi. Când vrei să fie liber, trebuie să fii efectiv aici unde suntem noi la 6 sau hai 7. Da, sunt zile și zile. Hai să fim optimiști. Important e ca sus la Bâlea să nu fie cine știe ce aglomerație. Fiind luni, eu sper că e mai lejer. Sper că acolo e turnul frumos, asta oricum nu putem să ne bucurăm prea mult, dar că e bare. Da, ma, nu. Drumul superb este de la Bâlea, fix de sus, de la cea mai mare altitudine și coborârea spre Sibiu. E senzație. Acolo o să filmăm, o să facem niște poze, măcar 10-15 minute. Avem o amintire frumoasă. Dau un follow cu drona, o pun să urmărească mașinile voastre, ca să stai eu cu minte să am grijă de ea. Doar 2-3 curbe până jos și aia nu știu după băi. Acum, hai, care mai se bag? Vine un tir, aveți grijă, vine un tir, gata, stați sumiți. Să nu vă fie rușine prin fegările pe aici, 2-3, 2-3.
aici începe drumul mișto, gata, deja începem să ne distrăm. La pod săturează. Andrei, dacă recepționezi, e relativ liber pe contrasens dacă vrei să te poți să depășești. Adică a trecut o dubiță la un moment dat, dar acum nu mai e nimic pentru câteva curbe. Poți să-i faci cu flash-urile ceva, asta e, din păcate nu ne aude. Liber, liber, ai multe curbe libere, o să-i dai liniștit. Acum vin două Toyota de teren, au trecut pe lângă mine. Deci ai grijă, probabil în 10-15 secunde ajung la tine. Bagă-te, Vlăduț, bagă-te, 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 bagă-te! Acum vine unul, vine o Toyota, ceva. Tunel.
vine, vine unul, vine unul. Am ajuns la Vidraru, vă așteptăm aici. Vlad, zic să le dăm și lor aici o reuniune, nu? Atunci hai ușor, că cred că ținem blocat, nu? Hai că ne depășește ăsta, ăștia parcați în curbă, frate, că dă prost. Andrei, ești tot cu Adi, sunteți în spatele unei mașini? Andrei e liber, bagă depășire. Ți-aș gura, dar cine-i la volanul ăsta, deci a frânat la 10 km la oră. Dai. Liber două curbe, liber două curbe. Dacă e liber după curbă. Vlad Martin e liber după Skoda aia. Acum vine un BMW, dă-i lomița. Colegul corect cu BMW, dă-i lomița pe contrasens. Mai zi o dată, te rog frumos. Că la Andrei nu prea mai ajunge bine semnalul prin munții ăștia. Mai aveți mașini multe în față? Nu
dați-i, dați-i că e liberă linia asta, dă-i, 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 Vlăduț, dă-i. E liber, e liber, e liber. Martin, ai trecut și tu? Super. Adi, e ok? E cu tine acolo? Da, da, e liber. Vin doi acum, vin doi acum, mai stați un pic. Nu mai vin. Stai așa că e tuba asta aici, în fața mea. Ați ajuns la tuba Mercedes? Liber, bă, curbe după aia! Aveți grijă, vine un Opel, ceva! Spuș, 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 spuș! Băi, Vlăduț, ce-mi place, ce-mi place! Am 5 mușterii în față.
imitatorul, că face poc, 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 poc. Dubai liber, după Dubai liber. Mamă, cum a fost linia asta dreaptă? Da, și mie tare, mie că ai dreptate. Martin, Andrei, ne auziți? Faza e că muntele ăsta ecranează foarte mult, noi fiind unul după altul, merge. Am tras așa mai tare ca să nu ne aștepte Cosmin, știi? Nu că m-aș grăbi eu. Noi am avut baftă de linia aia dreaptă de acolo. E curba acum, nu văd. Uite podul ăsta aici, stai să vedem ce e după el. Bine, dacă țâșnești, mă rog, mai bine nu, lasă, stai cu mine. Vezi că vin, vezi că vin mașini, stai acolo. Haideți acum. După curba asta, să nu vine ceva. Bagă, 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 bagă acum, bagă acum. Dă-i, 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 dă-i. Hai,
grijă că vine un Ford Focus, vine un Ford Focus. E liber. Acum vine o Dacia. Rădunți, eu cred că doar noi doi vorbim. Thank you.
mai strânse, nu prea văd, știi, și nu merită să riscăm. Ia uite cum venea asta cu portul. Nu, cred că e mult 5 minute. Sunt probabil la 2 minute în spate, știi? Bă, văd curbele de față libere, dar tot nu m-aș băga. Mâncați-ai gura ta asta, e cu picioarele pe podea, ca Fred Flintstone, o împinge el. Dacă mă vreți, copulez, rog, cu eu, pe mijloc, cu eu, ești tu.
Noi mai avem 20 de kilometri. Da, băi, el îți face media la viteza legală. Lansat pe ele omologarea, codul de omologare, nu. Deci nu putem să le acceptăm. A, cu șpăci, cu astea, probabil, nu știu, da? Cred că o să ajung la niște mii de euro de vizu, dacă vrei pe șpagă și pe astea. Te stresești degeaba, man. Ți-am zis, eu sunt frate, fac ce-mi place și la revedere. Nu stau să mă stau stresat de ei. Dacă ajunge asta la tine, că nu știu cât semnal e, noi mai avem 17 km până la Cabana Capra acum. Este 10 și 51 de minute. Bă, schimbare de plan din nou. Mă întorc înapoi pentru că mi-arată încă 30 ceva de kilometri. Deja am coborât câteva kilometri. Mi-arată încă 33 de km până la baraj și stau doar și evit crop și asta e prost drumul și n-are rost să mai vin încolo. O să urc înapoi tot la Capra, mă opresc și ne vedem acolo, vă aștept. Mai am eu a treia cafea de ziua de azi. Hai, după să aveți, ceau. Dacă ajunge asta la tine, că nu știu cât semnal e, noi mai avem 17 km până la Cabana Capra acum. Este 10 și 51 de minute. Dai.
aici asfaltul e bun, nu mai poate să pună un kilometru și în spate? Vidraru și că e drumul ăsta, s-a întors la Capra. Oricum
nu treia să plece după părerea mea de la Capra. Mă rog, îl înțeleg, s-a plictisit. Și a zis că ne așteaptă tot la Capra. Mai avem 9 km. Noi doi cel puțin. Zic eu, ei sunt, n-au cum să fie prea în spate. Dar noi mai vedem, sunt la niște curbe în spate. Sau au depășit mai repede mașini, știi? Chiar mă gândeam că ne oprim la Capra, la Cosmin. Dacă până vin ei, ar fi țărit doamna repede să-i plec. Încercăm. Dacă se știu pe repede, că nu e mult de plăcut, dar nu are de ce. Adică noi chiar am încercat cu stația, cu astea. Martin a ținut pasul cât a ținut, da? Dacă nu rămâi în range și nu te faci în depășiri, hai! Nu trebuie să depășești și nu poți să lași proastă de plăcut. Exact, dar fi stupid. Nu, n-are nicio rost. Și doi la mână, noi știm că toți ne strânge la Capra, Cabana. Acum, n-avem vreo lege că trebuie să fim musa înșelistian. Da, foc, s-a dat un foc, nu știu dacă ai auzit. A dat un foc, nu știu dacă l-ai auzit. Thank you.
un pic, hai, că e jos. Cosmin ne așteaptă jos la caban. Aici imediat, hai, vino încoa. Și mie îmi plac, dar hai frate, că suntem în drum. What the fuck, cât de prost să fii. Sunteți în drum. Păi sunteți în drum, vă mângâiați măgărușii mai încolo. Adrian? Da. Știi ce mi-a părut rău? Că...
Ai fi drăguț. Aici din parcare. Băgați-vă să-l depășiți, e liber, e liber, e liber, e liber.
E liber până la colțul ăla cu cabana. Acum vine un BMW argintiu și cu un Duster. Vreau să aud marteliu-s ăla. Și eu, e cam multă lume. Vreți să mai coborâm un pic, să oprim acolo pe stânga dreapta unde se poate în curbe? Deci mai mergem, da? Nu oprim aici, că e aglomerat. Da, da. Thank you.
face autobuzul? Autobuzul bagă în parcare. Bagă în parcare sau vrea să plece încolo? Bagă în parcare. Te vedeam cu bagă, mai ies mai autocarul care... Gata, am trecut. Haideți. Și eu care mă bazam că e lung și e liber. A fost aici la 7 dimineața. N-am înțeles, scuze. Gata, hai că te văd, hai că merg super încet. Avem, cred că, loc mai jos, uite, dacă mă uit bine, oprim toți mai jos un pic. Băi, nu, că acum, după ce treci de căcatul ăsta cu vârful, nu mai e o problemă. Deci, de la, de unde e Martin, gata, s-a terminat cu nebunia. Eu sunt jos pe curba următoare. Gata, suntem toți unul după altul. Acum mi arată 15,2 consum. Hai să vedem până jos la cât scade. Să curgă pe frână de motor, dacă vreți să merg mai repede, să-mi ziceți. Pentru mine e ok, hai să mergem așa, că oricum am și rău de mergile și parcă cred că fac niște fluturi așa deja. E ok că suntem la plimbare, vrem să admirăm și peisajul. Uitați, dacă vă uitați acum pe stânga, e un loc de oprit. Cu depășirile cred că o să stăm un pic cu minți, că admirăm peisajul și vrem să și oprim. Ăsta cu Audi mi-a făcut semn să-l depășesc, deci nu putea să stau. Dacă ne lasă oamenii, atunci depășim. Opresc aici pe stânga, opresc? Dacă e loc pentru tânză. Da, e, e, e.
pleacă după asta, e? Am dat să trece. Martin, ai rezervorul deschis. Thank you.
ceva în cinci, sper că nu e a mea. Asta e de Andreea. A, deci la tine miroase, nu? Uite, s-a dus mirosul acum că i-am depășit. După autobuz, dă-i! După autobuz, dă-i! Tare, cine ce a zis? Da, eu cu Martin am rămas în față sau mai e cineva în fața noastră? Ne ținem după unul care are GPS-ul pus. Șapamen la P46 la sau ce e el. Trebuie să intre pe
da? Mașina acum. Abia avem o marcă.
mașini acum în spate. Astfel de drumuri, nu regret nicio secundă că am luat Omeo-ul ăsta.